Sorin Ovidiu Vântu îi declară război președintelui țării Traian Băsescu chiar din scaunul cu rotile în care se află. Acesta a transmis astăzi șefului statului că pornește o vânătoare împotriva lui după ce președintele ar fi făcut același lucru folosind instituțiile statului. Declarația a fost dată la Tribunalul București, unde Vântu este judecat pentru favorizarea lui Nicolae Popa. Tot acolo, omul de afaceri a cerut recuzarea judecătorului după ce a aflat că tatăl acestuia a fost investitor FNI. Sorin Ovidiu Vântu a venit în scaun cu rotile la tribunal. Data trecută, judecătorul a pus sub semnul întrebării ruptura de rotulă a omului de afaceri. Dacă scaunul cu rotile l-a ajutat să se deplaseze, sprijinul moral i-a venit din partea liderului de sindicat, Liviu Luca, venit să depună mărturie în dosar. Numele lui Liviu Luca a ajuns în această cauză după ce ar fi operat un transfer de bani pentru Sorin Ovidiu Vântu. Ulterior, suma ar fi ajuns la Nicolae Popa. Ce le vezi spune magistrat? Habar n-am, ce mă întreabă? Acel transfer de bani? Care transfer de bani? Care l-ați operat pentru Sorin Ovidiu Vântu? Vă câștigi mai multe ca mine. La începutul ședinței, Vântu a anunțat magistratul care îl judecă că nu va face nicio declarație în proces, deoarece nu are încredere în imparțialitatea lui, mai ales după ce s-a aflat că tatăl acestuia a fost investitor FNI și, conform legii, nu are dreptul să se ocupe de dosarele lui Nicolae Popa. Mai mult, același magistrat judecă și dosarul FNI trimis spre rejudecare la tribunal. Deranjat de aceste coincidențe, la ieșirea din sala de judecată, Vântu a mai făcut un anunț. Acest proces nu are legătură cu justiția. Este doar consecința luptei mele directe cu regimul lui Traian Băsescu. Domnia sa a declanșat o vânătoare împotriva mea folosind toate instituțiile coercitive ale statului. Vreau să vă comunic că începând de azi și am decis să deschid o vânătoare cumplită împotriva domniei sale și a tuturor celor care îl sprijină. Atât a avut de spus Vântu. A plecat apoi fără să răspundă la vreo întrebare a reporterilor. Cu pistolul în